Bună dimineața, sunt Claudiu Cazacu, bine ați venit la Market Briefing. E o bucurie să putem să discutăm din nou lucruri importante pentru piețe și avem de discutat vești și perspective destul de interesante. Fiindcă, în continuare, piețele trag cu ochiul la ceea ce pot anunța băncile centrale și este probabil motivul care susține mai ales piețele de capital. În ceea ce privește EURUSD, avem un anumit echilibru, dar un echilibru care este în continuare, tehnic cel puțin, mai degrabă constructiv, cu perspective orientate în sens ascendent. Cu toate că am văzut această mișcare corectivă, iată că lucrurile au evoluat până în zona unei retrageri importante și rămânem într-un canal de trend principal, predominant, ascendent. Este în momentul de față o stare mai degrabă de așteptare, fiindcă la finalul acestei săptămâni este programată conferința de la Jackson Hole. E de fapt o întrunire a banchilor centrali în care se discută teme de actualitate și subiectul cel mai fierbinte va fi probabil injecția de lichiditate pe care ar putea o face Federal Reserve. De ce e importantă această operațiune? Fiindcă piețele au crescut în multe dintre clasele de active pe seama așteptărilor privind o asemenea operațiune, care ar însemna, de fapt, mai mulți bani în sistemul financiar, probabil scăderea unor dobânzi pe termen lung, un interes mai mare pentru activele riscante atunci când dobânzile la activele foarte sigure coboară. Și, de asemenea, o intenție sau un interes mai mare pentru ca acele instrumente care ar asigura protecție împotriva inflației să fie cumpărate, fiindcă, în cele din urmă, tipărirea de bani este considerată a avea, în anumite situații, un potențial inflaționist. Nu și dacă ar fi retras aceste stimulente la timp, dar aici intrăm deja într-o altă discuție. Până la urmă, în afara, să spunem, economiei monetare, în fața așteptărilor ce țin de băncile centrale, veștile au fost destul de rezervate în privința Europei și în Statele Unite dinamici mixte, dar am putea spune că balanța înclină de asemenea către sfera negativă, fiindcă, de exemplu, Statele Unite, indicațiile din sectorul imobiliar au arătat că vânzările de case noi au cunoscut un reviriment. Însă, pe de altă parte, un indicator foarte important, predictiv al direcției economiei, cum ar fi, de exemplu, comenzile de bunuri de folosință îndelungată și intențiile de investiții în mijloace fixe ale companiilor, au cunoscut o scădere neașteptată. Cifrele globale fuseseră peste așteptări datorită unor comenzi masive pentru avioane, dar acestea sunt elemente foarte volatile care fluctuează de la o lună la alta extrem de puternic. Fără acestea, datele de săptămâna trecută au arătat că acele durable goods orders au scăzut cu 0,4% față de așteptări de creștere cu 0,5%. Deci nici economia americană nu arată spectaculos, deși este așteptată să cunoască o expansiune, probabil o expansiune de 1,7% în trimestrul al doilea. Dar această expansiune nu este suficientă pentru a susține o scădere a ratei șomajului de perspectivă, de durată și una care să aducă din nou șomajul în zona 5-6%. Cererile de ajutare de șomaj, dacă vorbim despre această zona pieței muncii, care e foarte importantă pentru Federal Reserve, cererile de ajutare de șomaj au crescut săptămâna trecută și e un indicator pe care putem urmări, fiindcă în ultima vreme este situat undeva între 360 și 380 de mii. Este cu atât mai bine pentru piața muncii cu cât acesta este mai coborât, fiindcă mai puține disponibilizări sunt o precondiție teoretică pentru un reviriment al pieței muncii.
Deci am așteptat ca la un moment dat să vedem o cădere sub acea zonă de consolidare pe un indicator, dacă vedem aceste cereri de ajutare de șomaj ca un indicator. O cădere sub 360.000 ar fi un element foarte bun pentru viitor. Deocamdată, în ultimele săptămâni se conturează chiar o minimă tendință de apreciere și trebuie să fim atenți la aceste dezvoltări. Fiindcă, cum spuneam, piața muncii este cea care determină o bună parte din atitudinea Fed. Haideți să aruncăm și noi o privire atunci pe site-ul Forex Factory, unde putem analiza acest indicator, înainte de a trece mai departe. Ceea ce putem constata este o relație inversă foarte bună între unemployment claims și tendințele din piețe. Vârful a fost atins în primăvara lui 2009, atunci când piețele înregistrau un minim, piețele de acțiuni. A urmat ulterior o tendință descendentă a unemployment claims, care s-a suprapus peste o revenire în piețele de capital. Mergând către perioada curentă, am putea vedea aici, în această secțiune, o zonă de ezitare. Nu mai este o zonă de tendință descendentă, ci este o mișcare laterală. Ei bine, zona inferioară este undeva către 360.000 și probabil că ceea ce numim noi o închidere sub acest nivel, deci o valoare publicată sub acest nivel de 360.000 ar fi un indiciu pozitiv, dar pentru a ajunge la echivalentul tehnic al unei închideri, probabil că ar fi nevoie de mai multe săptămâni consecutive cu valori de 350-340.000, ar fi un indiciu bun, foarte important, care ar fi probabil transpus destul de rapid într-o sănătoșire a interesului pentru dolarul american. Revenim la piețe și constatăm că nici în Europa lucrurile nu sunt extrem de atrăgătoare. Unii dintre indicii din sectorul de producție au fost peste așteptări în Franța și în Germania, însă zona de servicii nu arată extraordinar. Germania începe să încetinească și acest lucru este ilustrat și de indicatorul IFO al încrederii mediului de afaceri. Acesta a coborât la 102,3 puncte, ușor mai mult decât se aștepta, deci o scădere ușor mai mare decât cea anticipată, dar nu aceasta este marea problemă, ci faptul că expectațiile sunt cele care au tras în jos în valoarea indicelui și care ar putea sugera o continuare a slăbirii economiei germane. Deci, din sfera economiei reale, nu avem vești extrem de bune în Europa, iar motorul principal, Germania, chiar începe să încetinească. Motiv pentru care am putea presupune că Banca Centrală Europeană va fi ceva mai blândă, ceva mai maleabilă și că, într-adevăr, conform și unor declarații recente ale unui membru al Comitetului de Politică Monetară, să avem în septembrie, pe 6 septembrie, decizii și informații suplimentare privind achizițiile de obligațiuni suverane. Fiindcă, până la urmă, Germania va înțelege că nu este izolată și că are de până la urmă are de salvat piața comună europeană prin măsuri de sprijin, fiindcă nu poate să își urmeze un traseu economic ascendent când restul Europei se află în cădere mai înceată sau mai apropiată de o cădere liberă. În sfera de politică monetară, însă, mai aproape de noi, deci săptămâna aceasta, este conferința de la Jackson Hole. Care sunt așteptările principale și ce s-ar putea petrece vineri? Fiindcă e probabil evenimentul cu impactul cel mai larg în piețe pe care îl putem vedea în această săptămână.
ca o paranteză, putea spune că e interesant de asemenea faptul că doar o zi după discursul foarte așteptat de vineri de la ora 5, avem și un discurs al lui Mario Draghi, sâmbătă, la 7:25. Deci va fi un weekend în care probabil unele, fără indicii clare, care se susține ipoteza relaxării monetare neconvenționale, deci quantitative easing, va fi un weekend în care mulți participanți vor deveni foarte prudenți. Probabil că și oportunități tehnice de tranzacționare a volatilității și oportunități de poziționare pe termen mai lung se vor deschide undeva către finalul acestei săptămâni. În privința poziției Fed, unii, într-adevăr, așa cum îmi sugerați, unii oficiali au fost destul de rezervați în privința quantitative easing. Aceștia sunt așa numiți hawks, așa numiți șoimi, care sunt atenți în general la pericolele inflaționiste și sunt mai puțin înclinați să susțină o politică monetară relaxată. Dar, din păcate, sau din fericire, în funcție de pozițiile pe care ne aflăm, aceștia, mulți dintre ei, nu au drept de vot. Deci sunt membri care își pot exprima opinia în FOMC, în Comitetul de Politică Monetară, dar sunt non-voting members pentru anul respectiv. Și atunci, mai important devine ceea ce spune Ben Bernanke și câțiva alți membri care sunt în continuare mai tentați să continue această cale a relaxării monetare. A făcut vâlvă săptămâna trecută o scrisoare lui Ben Bernanke către un membru al Congresului, în care se spunea că există spațiu pentru relaxare suplimentară. Asta a apărut ca o reacție la declarația anterioară ale altor oficiali care păreau mai rezervați. Deci, practic, a fost o intenție de a liniști piețele, în opinia noastră. There is scope for easing, s-a spus, și această declarație a supărat pe republicani. În lunile următoare vom vedea și vom urmări cu atenție ceea ce se întâmplă cu alegerile din Statele Unite, fiindcă candidatul republican la președinție, Mitt Romney, nu este un fan declarat al lui Ben Bernanke, ba chiar există șansa sau posibilitatea ca acesta să fie schimbat sau să nu mai fie nominalizat când mandatul curent expiră. Ceea ce înseamnă că dacă vorbim de o intervenție republicană, până la urmă de o administrație republicană de câștigarea alegerilor de către Mitt Romney, atunci probabil că politica monetară a Statelor Unite va avea o altă nuanță. De aceea, alegerile vor fi urmărite cu atenție și de către piețe și nu doar de către cei care au interese în sfera politică. Bun. Deci, în opinia noastră, conferința de la Jackson Hole ar trebui să semnaleze posibilitatea unei relaxări monetare suplimentare într-o manieră destul de clară. Aceasta este ipoteza noastră de bază. Și considerăm că este și ipoteza principală a piețelor. Surpriza majoră ar fi oferită în cazul în care nu am avea această aluzie vineri, sau de fapt fie o aluzie, fie o exprimare destul de clară, mai degrabă varianta a doua. Piețele deja sunt susținute de aceste așteptări și lipsa unor asemenea mesaje ar fi o dezamăgire care ar retrage suportul din mai multe piețe. În primul rând, suportul EURUSD, care probabil că ar străpunge baza inferioară a canalului de trend într-o manieră foarte fermă și nivelul de 1.2240 ar deveni o țintă vizibilă, dacă nu chiar și una ceva mai coborâtă. Marea surpriză, în opinia noastră, ar putea să vină nu la finalul acestei săptămâni, când Bernanke probabil că va oferi ceea ce a promis, ci undeva spre jumătatea lunii septembrie, când avem ședința de politică monetară și când vom vedea dacă într-adevăr mixul de măsuri ce va fi anunțat va fi considerat satisfăcător. În opinia noastră există un risc destul de important ca sumele anunțate să nu se ridice la înălțimea așteptărilor sau speranțelor investitorilor și atunci să avem o reacție destul de puternică în piață.
Bun. O întrebare legată de Angela Merkel. Trebuie să comentăm pe scurt, într-adevăr, și situația europeană. Deci, în ce măsură poziția politică a Angelei Merkel, coroborată cu nemulțumirea germanilor, poate bloca decizia de achiziție a obligațiilor suverane? Aici trebuie să ne gândim care este poziția dominantă și pe care este, care sunt declarațiile care contează venind dinspre Germania. Și opinia noastră este că aceste achiziții nu vor fi blocate de către Germania, dar că, în ciuda nemulțumirii unor membri Germaniei în Consiliul de Politică Monetară, care spuneau că e mai degrabă o decizie politică, achiziția de obligațiuni suverane și nu una care trebuie să fie luată de parlamente și nu una care ar trebui să fie lăsată la îndemâna sau la alegerea banchilor centrali. Cu toate acestea, credem că balanța probabilităților înclină către o reluare a achizițiilor de către Banca Centrală Europeană, care să însemne intervenții ceva mai hotărâte decât până acum. Marea întrebare este, de fapt, dacă aceste achiziții vor fi sterilizate, dacă acei bani vor fi retrași din sistemul financiar. Fiindcă fără acest lucru nu se pune problema unei politici monetare neconvenționale în sens puternic. Dar riscul inflaționist apar dacă acești bani nu mai sunt retrași din sistem și atunci am putea avea o problemă din partea Germaniei. Totuși, să privim și perspectiva. Perspectiva este ca în cele din urmă, în decembrie, să se stabilească data pentru o nouă reuniune paneuropeană în care să fie discutată schimbarea tratatului Uniunii Europene. În noul tratat, instituții centralizate, între care și Curtea de Justiție Europeană, ar putea avea un rol sporit în controlul finanțelor publice ale diverselor state și a merge în cele din urmă către o Uniune Europeană mult mai strictă, mult mai strânsă, în care, până la urmă, o serie de decizii care le-au lăsat la nivel național să fie mutate către nivelul central european și aceasta în pași mici, dar destul de hotărâți. Cam aceasta este perspectiva și considerăm că este cel mai probabil lucru. Nu mergem pe ideea unei dizolvări a Uniunii Europene, ci pe ideea unei Uniuni Europene ceva mai puternice, ceea ce nu înseamnă neapărat și o monedă unică mai puternică. Vom discuta și acest lucru în perioada următoare, fiindcă temele discutate se vor dezvolta pe mai multe luni de zile, temele pe care le-am atins. Acum, Grecia este o situație particulară. Este o țară care este în continuare supraîndatorată, a cărei economie superformează și care are nevoie de clemență politică pentru a merge mai departe. Altfel, undeva prin octombrie avem un faliment efectiv al țării față de proprii săi cetățeni și deci nevoia de a primi o finanțare de urgență din partea unui organism internațional sau de a ieși din Uniunea Monetară. Probabil că până nu avem puse la punct mecanisme de protecție, ce visează Italia și Spania, acest lucru nu se va petrece și de aici mesajul liniștitor al cancelarului german Angela Merkel. Nerăbdarea în interiorul coaliției germane este tot mai puternică legată de Grecia și vedem că mulți dintre oficiali semnalează că ușa care duce în afara Uniunii Europene, în afara apartenței la euro pentru Grecia, este larg deschisă. Unii dintre politicienii germani chiar par a invita Grecia să părăsească regiunea. Nu e scenariu avantajos pentru Germania, care are mult de pierdut, nu doar în legătură cu Grecia, cât mai ales în legătură cu efectele colaterale asupra altor state și riscurile ca și aceste state să fie forțate cele din urmă să iasă din Uniunea Monetară. De aceea credem că pentru moment acest lucru nu este scenariul principal, dar cu siguranță o decizie dură legată de Grecia va fi luată, fie încă o nouă iertare de datorie, fie invitarea sau lăsarea acesteia în afara construcției monetare europene. Mi se pare însă mult mai puțin probabil ca Italia și Spania să ajungă în aceeași situație.
Bun, deja în cancelele europene se fac calculele legate de costurile ieșirii Greciei din UE. Chiar și Germania are un organism oficial și mai mult decât atât, este atunci când a apărut săptămâna trecută în presă un material legat de această instituție care încearcă să calculeze costurile și să pună și să creeze un plan de reacție în cazul ieșirii Greciei din zona euro. Răspunsul oficial a fost că se știa acest lucru, că organismul există de mai multă vreme și că este doar prudent să faci calcule pentru scenarii oricât de puțin probabile, dar care pot avea un impact important. Un fel de lebede negre, care de fapt nu mai sunt lebede negre, sunt poate mai degrabă gri, deci evenimente nu cu totul nu extrem de improbabile, ci în ultima vreme care au început să prindă rădăcini în mentalul colectiv. Deci e normal să se facă aceste calcule și pe un termen mai lung nu excludem chiar ipoteza ca Grecia să iasă din zona euro, dar considerăm că nu acesta este elementul predominant în momentul de față. Poziția Băncii Centrale Europene și direcția de integrare sau de dezintegrare a Uniunii Europene este tema care preocupă. Și în această linie discutăm mult partea fundamentală, ca după aceea să trecem și la elemente tehnice și repere ce țin de grafic. În această parte, ce ține de sistemul bancar european, de exemplu, avem alte pericole. Unele dintre ele țin de scandalul manipulării Libor, care ar putea duce la acționări în judecată pentru daune. Estimările sunt extrem de largi, deci diferențele sunt gigantice între ceea ce estimează băncile și ceea ce estimează firme de consultanță care putea fi pierderile pentru sectorul bancar mondial. Am văzut un minim de vreo 5-6 miliarde din partea JP Morgan, estimare pentru pierderile în urma litigiilor generate de manipularea Libor, până la 250 de miliarde de dolari, ceea ce ar fi evident o cifră ce ar plonja din nou sistemul financiar într-o criză semnificativă. Probabil că situația este undeva pe la mijloc și oricum este un element care se va dezvolta în timp, dar care din nou pune frână pe apetitul investitorilor pentru a deține acțiuni bancare. Pe de altă parte, în latura pozitivă, în Europa, vedem un imbold pentru a relaxa anumite criterii ce țin de implementarea Basel III, astfel băncile să fie beneficiarele unei atitudini mai înțelegătoare în privința activelor pe care le pot aduce drept garanție, pe scurt, să nu fie obligate să își reducă riscul și să restrângă creditarea către economia reală atât de mult pe cât ar cere-o criteriile mai stricte agreate după criza financiară din început în 2007-2008. Acest lucru e un element pozitiv pentru atitudinea față de risc. Pentru perspectiva pe termen lung e probabil un element riscant, dar pe termen scurt ar putea fi un factor pozitiv care contrabalansa acest scandal al Libor pe termen scurt și mediu. Bun, avem iarăși niște comentarii și mă bucur că discuția e destul de vivace. Legate de Ben Bernanke, că un comentariu care afirmă că Ben Bernanke nu le va oferi mai nimic, fiindcă grâul și porumbul sunt oricum pe maxime, iar petrolul și indicii sunt deja pe maxime, cel rost ar mai avea să-i mai urce. Este adevărat că avem porumbul la maxime istorice, avem petrolul la câteva zeci de dolari de un maxim record, avem indicii americani, aici o precizare foarte importantă, în afară de Statele Unite, Mexic și Suedia mai sunt piețe care și-au depășit maximele din 2007, restul piețelor nu au făcut-o și sunt la distanțe foarte mari, iar piața din Grecia, de exemplu, este la un minim sub cel din 2009. Deci sub minimul post-criză. Dar în rest, piețele europene nu arată nici pe departe la fel de bine ca piețele americane. Sub performanță netă a pieței din Italia și Spania, iar Mexicul și Suedia sunt împreună cu Statele Unite în Liga Selecta celor care și-au depășit vechile maxime.
Într-adevăr, piețele stau destul de bine și există presiuni inflaționiste pe partea de alimente și de materii prime în general. Dar pentru Ben Bernanke, explicația va fi una destul de simplă. În mandatul Fed este trecută și cerința de a asigura o minimizare a șomajului și o maximizare a pieței muncii. Și perspectiva în care gândește Fedul este următoarea: prin injectarea de bani, mai ales către titluri de stat cu maturități pe termene lungi, vom scădea dobânzile, dobânzi mai scăzute vor face mai accesibilă creditarea pe termen lung, cumpărătorii vor începe să invadeze piața imobiliară, vom avea o revenire a prețurilor, o revenire a încrederii și un reveniment al consumului care va reduce în cele din urmă rata șomajului. Acesta este mecanismul. Există nenumărate critici care se pot aduce unei asemenea atitudini și mai ales din perspectiva riscurilor de inflație pe termen lung. Este adevărat. Aceste riscuri de inflație sunt anticipate de către piețe și de aceea vedem acele salturi în piețele de mărfuri. Pe de altă parte, creșterea de pe porumb e generată și de condiții reale, nu doar de condiții monetare, nu doar teama de inflație, ci și oferta puternic afectată de secetă. În piața petrolului, de asemenea, avem anumite presiuni pe ofertă din partea, să spunem, a sancțiunilor aplicate Iranului, din partea producției în declin din Marea Nordului, anumite tensiuni geopolitice sau tensiuni politice în Africa. Și deci există și argumente de această natură. Evident, e de dezbătut cât de utilă este o asemenea abordare. Ținând seama de balanța acestor riscuri, este și opinia noastră că suma anunțată, dacă va fi într-adevăr vorba de noi achiziții de active, ar fi o mare dezamăgire să nu fie cazul, să fie doar o promisiune a unor dobânzi scăzute sau alte instrumente mai puțin ferme, mai puțin puternice. Chiar și dacă va fi un volum de achiziții de active, acesta ar putea să nu se ridice la înălțimea celor 5-600 de miliarde de dolari anunțate. Vom vedea și care sunt indiciile pe măsură ce ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, dar cam așa arată lucrurile acum. Deci împărtășesc parțial opinia dumneavoastră, dar nu cred că Ben Bernanke se va simți, știu eu, limitat de către riscurile inflaționiste, fiindcă nu a făcut-o nici până acum. Cum se poate explica valul de demisii din conducerea băncilor și reorientarea marilor investitori către aur? O temă foarte bună, vom ajunge imediat la aur. Valul de demisii din conducerea băncilor este justificat de descoperirea anumitor practici mai puțin ortodoxe, să le spunem, legate de Libor, legate de alte operațiuni și, în general, până la urmă, o superperformanță a managementului respectiv față de ceea ce și-ar fi dorit acționarii. Bun, haideți să vedem puțin cum arată graficul, să trecem la lucruri mai concrete. Suntem în interiorul unui canal de trend ascendent care este încă vioi, încă în vigoare. Îi redefinim zona inferioară în felul acesta. Poate părea ușor forțat, nu e chiar varianta ideală, fiindcă cele două minime sunt destul de apropiate, dar e un instrument de lucru rezonabil, credem noi, în momentul de față. De asemenea, față de maximele atinse joi, am avut o alunecare până retragerea de 41,4 și în momentul de față semne de ezitare. Linia aceasta superioară de trend este relevantă pentru trader, pentru noi, până la urmă, pe termen mai scurt, fiindcă o depășire a sa ne poate duce din nou către 25,77 și probabil către o tendință de acoperire, de testare a zonei inferioare a gap-ului către 26,26. Dincolo de acest palier, următorul reper ar fi către 27,64, însemna acoperirea gap-ului anterior și o mișcare către zona superioară a canalului de trend, susținută, credem noi, doar în cazul unor semne foarte ferme sau mai ales a unor așteptări puternice până vineri, fiindcă piețele pot, de ce nu, să reacționeze destul de hotărât și
și în mod anticipativ. 27-64 este un reper destul de dificil de trecut, ar însemna că ne mișcăm și către zona superioară a unui cal de tren descendent, care, în opinia noastră, este încă în vigoare. Din păcate, anumite linii s-au mai modificat. Aceasta nu schimbă, totuși, în mod fundamental reperele, doar că s-ar aduce mai aproape orizontul de timp. 27-64 însemna însă în noile condiții. Haideți să facem o altă, să mărim o altă ipoteză. Dacă avem această linie de trend pe un grafic săptămânal, reperul inițial înseamnă o limitare undeva către zona 1,27 pentru această săptămână. Deci o mișcare către 1,27,64 ar însemna într-adevăr o ieșire parțială din acest canal de trend descendent, dar nu ar fi un semnal suficient de clar până la o închidere sau în lipsa unei închideri săptămânale peste acest reper. Putem aplica și diverse retrageri Fibonacci, evident, dar în opinia noastră această zonă 1,27, 1,27,64 e destul de dificil de trecut. Apoi intervine pe întregul impuls descendent, nivelul de la 1,28,90. Dar ceea ce vedem aici este o perioadă de pauză, o perioadă de ezitare care poate fi mai ales vulnerabilă la, sau care poate face piața mai ales vulnerabilă la o corecție în cazul în care vineri datele sunt dezamăgite, sunt dezamăgitoare. Da, e posibil să fie anumite chestiuni ce țin de încărcarea datelor. Cred că vom rămâne mai degrabă pe un orizont săptămânal. Pe daily ar putea să existe anumite elemente mai puțin precise din ceea ce văd eu aici. Pe un grafic săptămânal, fără a mai insista pe ceea ce însemna acel gap. Zona importantă de rezistență este către 1,27. Dar, din punctul nostru de vedere, trebuie să fim atenți săptămâna aceasta la câteva elemente, între care o bogăție de date macroeconomice și, evident, ședința de conferința lui Ben Bernanke de vineri. Spre exemplu, astăzi, la ora 4, avem indicele S&P Case-Shiller al pieței imobiliare, la ora 4, și la ora 5, indicator de încredere Conference Board. Acest Conference Board este un indicator ce are mai mare legătură cu condiții din piața muncii și de aceea va fi urmărit cu mai mare atenție probabil în perioada actuală decât celălalt University of Michigan. Valoarea sa așteptată este 65,8 și teoretic o slăbire sub această valoare ar trebui să ducă la o slăbire a dolarului american. De asemenea, mâine la 3 și jumătate avem estimarea privind creșterea PIB-ului în trimestrul al doilea,
față de primul trimestru, cu o valoare revizuită pozitiv la 1,7% și, de asemenea, la ora 5, vânzările, contractele de în derulare încă nefinalizate pentru vânzarea de locuințe. Iar joi, clasicele ajutoare de șomaj, în timp ce vineri avem faimosul discurs al lui Ben Bernanke. Dar și în Europa avem date importante și acestea sunt grupate mai ales joi cu rata șomajului în Germania la ora 11 fără 5 minute, o licitație de titluri italiene pe 10 ani, dobânzile italiene și cele spaniole s-au stabilizat într-o zonă însă ceva mai periculoasă pentru Spania, jurul lui 6,3-6,4%. E un echilibru, să spunem, acceptabil pe termen scurt, dar care nu poate fi susținut în mod puternic sau în mod consistent pe termen lung. Licitații de titluri italiene, probabil în jurul după amiezei ședinței de joi și vineri avem la ora 12 rata șomajului în zona euro și estimarea privind inflația. Analizată, o creștere la 2,5% este deja așteptată. Rata șomajului ar urma să crească în zona euro la 11,3%, într-o mișcare divergentă față de ceea ce se întâmplă în Statele Unite, care ar fi un element de asemenea negativ pentru moneda unică europeană. Deci, o serie de interpretări ale datelor macroeconomice așteptate ar putea să pună presiune negativă pe euro și de aceea avem nevoie de o continuare a așteptărilor privind politica Fed pentru a susține euro să dea în sens ascendent. Am discutat mai întâi acest de nivelul de rezistență, dar în opinia noastră, chiar și dacă ajungem în această regiune, ar fi nevoie de fie de promisiuni foarte ferme legate de achiziții BCE, fie de un mesaj clar din partea lui Ben Bernanke pentru a depăși această zonă. Altfel, logic ar fi să alunecăm sub acest canal de trend ascendent și să ne gândim la o mișcare undeva raportată la toată această secțiune, la tot acest segment de apreciere, o mișcare inițial către 23,61 și ulterior către 1,2240, în zona de retragere de 68, dar de asemenea un minim local anterior atins pe săptămâna de în a doua săptămână a lui august. De asemenea, dacă am vorbit deja de elementele principale în cazul unui scenariu în care Ben Bernanke nu dezamăgește, e bine, dacă nu se petrece acest lucru, dacă avem absența unor mențiuni legate de quantitative easing, vineri începând cu ora 5, atunci probabil că 22,40 este un nivel ce ar putea fi străpuns și am putea merge ulterior către 21,60 sau către acest minim de la 1,2041. Acest minim ar putea fi cel pe care piețele îl urmăresc în acest scenariu ultra-negativ. Logic ar fi însă să avem o evoluție volatilă și poate eventual o respingere din zona superioară a canalului de trend și o alunecare până sub 1,24. Bun. Lira sterlină arată ușor mai simplu. Un canal de trend descendent, câteva tentative de a ieși din acest canal, fără succes pentru moment. Și o acoperire a unui nivel de retragere de 50% fără a atinge și acest 68. Ar fi fost, din punctul nostru de vedere, foarte frumos ca piețele să meargă către 68 și ulterior să cunoască o recuperare. Chiar și așa, credem că în Marea Britanie investitorii pot să renunțe la un moment dat la această temere a unor noi și noi injecții de lichiditate. Probabil că ele se vor face, dar credem noi că nu chiar atât de curând pe cât așteptorii participanți. Și atunci să avem șansa unei reacții pozitive. Dar o ieșire din acest canal de trend ar însemna probabil o
o ipoteză ascendentă până către cel mult 58-50 în această regiune. Și evident, lucrurile se vor ajusta dacă piețele reușesc să ducă cotația către 1,5740, va trebui să modificăm întregul set de retrageri. Dar, în momentul de față, nivelul de 1,5850 pare a fi cel mai bun reper pe care l-ar putea ținti cumpărătorii. Avem un grafic daily. Imaginea este de corecție. Corecție a unei mișcări mult prea entuziaste, dar care s-ar putea opri având în vedere ceea ce se conturează aici, un pattern de tip hammer. Acest hammer n-ar putea reîmpinge din nou către 1,5850 dacă la închiderea ședinței avem această imagine a piețelor. În Marea Britanie, datele fuseseră slabe săptămâna trecută din sectorul imobiliar. De asemenea, în retail, iarăși indiciile nu sunt foarte, foarte încurajatoare, iar revizuirea PIB-ului a arătat o contracție economică ceva mai restrânsă, de 0,5% în trimestrul al doilea, față de primul trimestru, dar erau date în bună parte anticipate. Această săptămână ne aduce în Marea Britanie la 11 și jumătate joi creșterea creditării către persoane fizice și vineri o intervenție a unui membru al Comitetului de Politică Monetară la ora 8 și 10. În rest, mai avem date din sectorul imobiliar, dar mai puțin relevante. Atenția va fi focalizată pe datele din Europa și din Statele Unite, care vor avea impact asupra dolarului și deci indirect și asupra lirei sterline. În scenariul descendent, ar trebui să vedem o închidere sub această linie de trend, sub cea care unește minimele și care a oferit, iată, un suport important la 57,50, sub 1,5750. Deja ne putem gândi la întreg acest impuls de apreciere și la validarea prin testarea nivelului de 56,51. Deci undeva cam din 100 în 100 de pip și avem niveluri de suport importante sau de rezistență pentru lira sterlină. 56,51, 57,50, 58,50. Sunt cele mai importante repere pentru această săptămână. Strict tehnic avem șansa unui rebound, dar nu suntem neapărat foarte convinși că undeva în a doua jumătate de săptămâni nu vom testa linia de trend ascendent. Bun, am înregistrat solicitarea dumneavoastră legată de Euroron. Ne vom uita pe Euroron, pe aur, imediat după ce discutăm puțin piețele de capital, care ni se par foarte interesante prin entuziasmul lor debordant. Bun, și ulterior vom trece și în zona mărfurilor, petrol și, de ce nu, și porumb. Ok. Susținerea pe care au avut-o piețele de capital se vede foarte clar că este corelată cu așteptările. Se aude? Se aude acum? Ok. Se vede clar corelația cu așteptările privind politica monetară. Joi, de exemplu, am avut declarația lui James Bullard, care redusese foarte mult din apetitul piețelor când a spus că, de fapt, e posibil ca să se fi schimbat situația de la ultima evaluare a Fed, că nu trebuie să ne pripim cu politica monetară relaxată și, în general, a fost destul de rezervată privința QE. O ședință de cădere importantă pentru DAX, e bine, care s-a continuat în prima parte a ședinței de vineri până la acele informații privind Bernanke și scrisoarea sa către un membru al Congresului, o revenire și
ședința de luni, una din nou constructivă. Ei bine, suntem pe un traseu ascendent, care însă, ceea ce privește trendul principal accelerat acesta, nu mai este valabil. În momentul de față aș vedea o linie de trend în acest fel, dar de asemenea aș vedea riscul conturării unei formațiuni de tip head and shoulders în această zonă. Dacă lucrurile rămân ezitante câteva zile, avem un nou maxim care să nu depășească pe cel anterior de la 7106 puncte și ulterior o nouă scădere, probabil că acesta va fi pattern-ul de urmat în perioada următoare și deci semnale negative pentru piața de capital. Deocamdată suntem, probabil, mai avem ceva potențial ascendent. Dacă reușim să depășim 7104, piețele se vor putea îndrepta către vechiul maxim la 7209 puncte. Acest reper ar fi cel mai puternic și ar permite atingerea unor noi maxime ale ultimilor ani și pentru DAX, nu doar pentru piețele americane. Aici contează datele din economia europeană și cea americană și estimările privind Jackson Hole. În cazul în care reușim să revenim la nivel de închidere chiar astăzi sub 6.980 de puncte, probabil că ne așteptăm la o retestare linie de trend către 6.950 și chiar în opinia noastră o spargere a sa. 6.879 este nivelul important ca și suport. Sub acesta considerăm că este posibilă o revenire către retragerea de 41.4 și către un maxim local anterior la 6.778 de puncte. Iar dacă vom ajunge să vorbim despre un head and shoulders, atunci deja targetul ar trebui să fie semnificativ mai coborât undeva către 6.650-6.660 de puncte. Rămâne de văzut însă. Bun, haideți să discutăm un pic despre aur înainte de a trece la petrol, porumb și euro-ron. Aurul a fost propulsat în bună parte de o serie de așteptări. Și aceste așteptări au vizat mai multă lichiditate în sistem și riscurile ca cumpărările de obligațiuni din partea Băncii Centrale Europene să nu fie să se facă cu bani nou creați. Toate acestea au dus la depășirea lui 1629, 1639 și ulterior celelalte pariere, dar observați că raportat la acest trend, această linie de trend descendent, piețele au reușit să iasă, însă suntem în continuare în această zonă, iar această săptămână pare a fi deocamdată o retestare. Ce ne spune nouă acest lucru? Ne spune că nu e cazul să ne gândim deocamdată la o străpungere puternică și că investitorii așteaptă, așa cum e și firesc, indicii suplimentare din partea banchilor centrali. Fără aceste semnalizări, probabil că toată această tentativă va rămâne neurmată. Acum, reorientarea marilor investitori către aur, legat de o întrebare dumneavoastră ceva mai veche, se explică tocmai prin bănuiala că în cele din urmă se va recurge la tiparniță și în Statele Unite și în Europa, așa cum se face în Marea Britanie. Și atunci e firesc ca interesul pentru aur să crească. Am văzut însă o apreciere masivă a influxurilor către aur din partea fondurilor de investiții, o creștere a deținerilor unor produse tranzacționate pe bursă, cum ar fi fondul SPDR Gold, și toate aceste așteptări, în general, sunt urmate de o reacție în consecința prețului, dar pe termen ceva mai lung. Acum, trebuie să analizăm câteva scenarii, între care cel în care Ben Bernanke săptămâna aceasta anunță
injecții de lichiditate, probabil că atunci nivelul de 1684 pentru aur ar putea fi depășit. Dar ca să mergem cu adevărat către 1800 și ulterior către noi maxime, ar trebui să vedem un anunț de cel puțin 4-500 de miliarde de dolari pe 13 septembrie și de asemenea ar trebui să vedem cumpărări de obligațiuni din partea băncii centrale europene care să nu fie neapărat sterilizate. În acel caz, toată această secțiune ar deveni un pattern de consolidare. L-am putea vedea atunci ca un triunghi. Și ieșirea din acest triunghi, putem renunța la ipoteza descendentă, ieșirea din acest triunghi în sens ascendent ar trebui să aibă un potențial teoretic foarte mare. E însă greu de presupus că mai mult decât targetul acesta de la 1860 putem ajunge dintr-o bucată pe presupunerile curente. 1860 ar putea fi un target, dar acesta trebuie susținut de o serie de elemente care deocamdată nu sunt sigure. Nici în opinia noastră, băncile centrale nu ar fi rațional să se arunce cu intervenții monetare. Rămânem însă cu acest reper salvat undeva pentru viitor 1862 pe termen lung. Nu ne ancorăm de acesta, dar îl avem în minte. Pe termen mai scurt, pe termen daily, avem această ezitare și logic ar fi ca piețele să mai aibă ceva potențial descendent. Fiindcă chiar dacă suntem pe un canal de trend situat deasupra celui anterior, totuși am avut un raliu de aproape 90 de dolari pe uncie, ceea ce ar putea permite o corecție de măcar 20-30 de dolari pe uncie, ceea ce ar trebui să ne împingă din nou, credem noi, către zona 1600, 1640, 1643. Măcar în această regiune ar fi firesc să ajungem înaintea conferinței de la Jackson Hole. Pe termen foarte scurt, eventual chiar și al științei de astăzi, dacă închidem peste 1667, atunci putem să ne gândim din nou la o mișcare către un palier situat cu 10 dolari mai sus sau la depășirea acestor maxime, dar ar fi o situație de extinsie care ne-ar putea împinge către 1684 și aici să întâmpinăm din nou rezistență. Bun. Prețul petrolului a cunoscut o perioadă extrem de volatilă și extrem de interesantă, fiindcă s-au suprapus mai multe elemente, să curățăm puțin graficul și atribuim după aceea din nou reperele importante. Ce s-a întâmplat de fapt? Piețele s-au apropiat de această retragere de 70.7. Săptămâna trecută am avut ședința de 23, care a fost o ședință de corecții pe mai multe clase de active. Totuși, și pe 24 am avut scădere, deși am văzut alte piețe au avansat. S-a discutat pe 24 ipoteza eliberării de rezerve de cantități din rezerva strategică a unor state dezvoltate și acest lucru a pus frână prețului petrolului. Știința de ieri a deschis pozitiv pe seama așteptărilor legate de uraganul Isaac, care a redevenit un motiv de preocupare și iarăși din ce văzusem acest uragan, dar va trebui să verific totuși în curând. Avem și pe Europa anumite date legate de depozitele, structura depozitelor în Spania și în Franța și în Germania, dar haideți să vedem ce se întâmplă acum cu uraganul Isaac, dacă mai avem informații importante. Deci se pare că
vântul sau viteza vântului nu este extrem de puternică. Exxon evacuează personalul de la unele din facilitățile sale, deci există riscuri ca acesta să pună presiune pe partea de ofertă din Golful Mexic. Și cu toate acestea, vedem că petrolul nu este a avut ieri o ședință negativă. Pe de o parte, putem vorbi despre un efect marginal al descoperirii companiei de stat norvegiene Statoil, a unor rezerve. Aceste rezerve nu sunt imense, situate undeva între 100 și 270 de milioane de barili care pot fi recuperați, dacă nu mă înșel, însă sunt o veste bună, fiindcă se știe că producția în acele câmpuri era orientată spre declin și atunci asemenea descoperiri pot schimba un pic sentimentul. Și de asemenea, în principal, acele așteptări privind o intervenție coordonată pentru a pune mai mult petrol pe piață au susținut această corecție. Tehnic, însă, petrolul nu a abandonat de tot trendul ascendent. În opinia noastră, în zona 111, abia dacă vedem o asemenea închidere sub acest palier, putem să ne gândim la corecții suplimentare, altfel putem avea de-a face doar cu o perioadă de consolidare, fiindcă o serie de factori fundamentali și riscuri, de data asta și riscuri ce țin de vreme și de uraganul Isaac, pe termen scurt, pot să ducă la un rebound rapid al prețului petrolului. Aici avem însă petrolul tranzacționat la Londra și deci impactul uraganului Isaac va fi ceva mai îndepărtat pe acest petrol față de cel tranzacționat la New York. Aici însă contează mai mult ceea ce se întâmplă în Iran sau ceea ce se întâmplă în Marea Nordului. Deci, pe termen scurt, pentru ședința de astăzi ne uităm la 113,40, iar pentru întreaga săptămână considerăm că o mișcare din nou către 115 este posibilă, dar pentru a depăși maximul anterior și mai ales cel mai important nivel de la 70,7 de retragere din impulsul descendent anterior, deci peste 116,63, putem merge, credem noi, doar dacă avem disrupții ale ofertei, ale producției masive în Golful Mexic, sau alte elemente de risc ce țin de Orientul Mijlociu, fiindcă exclusiv pe datele curente și pe așteptările deja integrate în prețuri, mai probabil ar fi o revenire și o nouă alunecare. Sub 111,07 avem retragere de 23,6 și un minim local anterior la 109,72, apoi 108,13, dar cel mai puternic nivel care poate fi privit ca un reper pentru perioada următoare este 105,77. Bun, haideți să ne uităm puțin la Euroron înainte de a trece și pe porumb, care este interesant și tehnic și fundamental și evident interesant pentru investitori și pentru traderi. Vedem o ipoteză ceva mai interesantă și pe care noi am considerat-o destul de dificil de realizat, anume o tentativă de a aluneca sub acest interval de consolidare și sub linia de trend. O linie de trend destul de bine conturată, nu avem prea multe licențe în desenarea acesteia. Și iată că RON-ul este pe o tendință de întărire. Avem mai multe elemente care contribuie la acest scenariu, între care aș vrea, din punctul meu de vedere, aș vrea să organizez în primul rând lichiditatea restrânsă pe care o oferă BNR-ul sistemului bancar, ceea ce pune presiune pe dobânzi și face ca leul să fie mai interesant. În al doilea rând, avem acea depășire a crizei politice prin cel puțin la faze acute a acestei crize, fiindcă probabil că până la alegeri și chiar cine știe, poate chiar și perioada următoare vom mai avea dispute, însă există o tendință generală locală și mai ales internațională de a vedea situația curentă ca fiind ceva mai calmă decât cea anterioară.
În al treilea rând, este vorba de un mediu global ceva mai favorabil riscului și toate aceste elemente sunt favorabile leului. Dar, în opinia noastră, riscurile rămân și țin atât de performanța economiei reale, cât și de anumite conexiuni mentale pe care le fac investitorii între România și Grecia, fiindcă dacă la un moment dat Grecia va fi considerată ca fiind imposibil de păstrat în Uniunea Monetară, leul probabil că va avea de suferit. Și credem că este o mișcare inteligentă cea a BNR-ului de a susține un leu puternic în această perioadă pentru ca cursul să aibă o rezervă destul de puternică, chiar în cazul în care, din nou, contextul macro s-ar deteriora. De asemenea, e un element pozitiv faptul că guvernul merge pe linia privatizărilor discutate cu FMI și deci are șanse să se mențină în acest acord de sprijin. Tehnic, observați că am proiectat acea zonă de consolidare în sens inferior, nivelul de 4,44-50 e o primă țintă, ulterior 4,43-44 și apoi 4,42-44. Toate acestea fiind suporturi valabile, în opinia asta 4,43-44 e cel mai important. Am avut închidere ieri sub linia de trend, neconvingătoare în opinia noastră. Dacă închidem însă și astăzi, atunci lucrurile devin ceva mai puternice pe o traiectorie descendentă și în această zonă se validează și ținta unui double bottom, mai puțin ortodox, double top, îmi cer scuze, mai puțin ortodox, care a însemnat o depășire a maximului local anterior. Leul are o șansă pe termen scurt, după aceea, probabil că factorii de risc vor permite din nou o presiune ascendentă pe cursul de schimb. O zonă sub 4,40, sub 4,5 pare deja susținută de factori care ar putea să fie retrași în perioada următoare. Ne uităm în momentul de față pe porumb. Porumbul care a oferit un spectacol în ultimele săptămâni, un spectacol extraordinar, proiectare în zona unor maxime istorice și apoi o zonă de ezitare aici. Din punctul nostru de vedere, 848 cred că discutasem ca fiind această extensie de 127, de 141 din ultima corecție ar fi fost un nivel pe care piața ar fi trebuit să-l țintească, după care se urmează o retragere. Piața nu a reușit nici măcar să atingă zona de 127 de la 841 înaintea unor corecții, ceea ce nu este neapărat un semn foarte bun pentru porumb în perioada următoare. Aș considera că în această zonă, în cel mai bun caz, există o posibilitate de mișcare laterală. Condițiile secetoase continuă să afecteze recolta, dar de aici ar fi nevoie de o deteriorare semnificativă pentru a propulsa din nou în mod exploziv porumbul. Ceea ce susține de asemenea cotațiile, deci ideea ar fi că până la urmă, de la paliere curente, avem nevoie de vești suplimentare negative pentru a propulsa porumbul în sus. Altfel, există o tentație colectivă tot mai mare. Există însă pentru porumb și un element interesant legat de acest uragan care afectează transportul de produse agricole, nu doar de porumb. Și de asemenea mai există un alt pericol, acela ca recolta să fie culcată la pământ de vântul foarte puternic și atunci vom vedea cât de mult se mișcă înspre interiorul continentului acest
acest uragan pentru a estima ulterior direcția fundamentală generată pentru porumb. Riscurile sunt destul de importante în momentul de față, dar observați că piețele nu le acordă o credibilitate majoră. Dacă uraganul merge mult către interiorul continentului, deci afectând o suprafață mai largă, atunci probabil că porumbul ar putea depăși vechile maxime și s-ar putea îndrepta din nou către 848. Ca orizont de timp, aici o distanță de 50-60 de cenți de 40-50 de cenți pe bușel, fiindcă există niște limite de tranzacționare, pot fi atinse și într-o zi. Deci nu e problemă legată de aștepta foarte, foarte mult. Observați că am avut ședințe în care închiderea a fost la 673 și am atins ședința următoare 700 și apoi peste încă o ședință 730. Deci, în 2 zile, pornind de la nivelul de închidere, în 2 zile 60 de cenți pe bușel, pornind de la nivel de deschidere chiar 70 de cenți pe bușel. Deci, mișcări absolut spectaculoase se pot petrece destul de rapid. De aceea, probabil că o atenție foarte focalizată pe ceea ce se întâmplă, fie pe surse de gen Reuters, fie pe un site cum ar fi, spre exemplu, agrimoney.com, e importantă. Din punctul nostru de vedere, în lipsa unor știri importante, credem că porumbul este vulnerabil unor corecții. Și e o ipoteză destul de periculoasă ceea ce spunem noi, fiindcă tehnic, în momentul de față, iată, am avut o corecție egală cu cea anterioară, ceea ce înseamnă că aici cumpărătorii s-ar putea regrupa. În ședința de astăzi, logic ar fi să avem oarece presiuni pozitive, dar din punctul nostru de vedere, dacă aceste presiuni nu depășesc zona de 820, atunci mai probabil ar fi să avem din nou alunecare care să ne ducă sub minime de la 786 și poate chiar sensibil mai jos. De ce nu către retragere de 23,6 la 771. Cam aceasta este perspectiva noastră. Haideți să aruncăm și o privire pe grâu, dacă tot suntem în această zonă. Grâul a făcut săptămâna iarăși, nu e foarte convingător. Ultimele ședințe de depreciere au ținut și de relaxarea temerilor privind oferta de grâu în regiunea Mării Negre. Vorbim, bineînțeles, mai mult de Rusia și de Ungaria și de Ucraina, ce scuze. Dar totuși există cerere pentru acest grâu și tehnic, din punctul nostru de vedere tehnic, șansele sunt ca dacă până acum porumbul a fost câștigătorul în ceea ce privește complexul cerealier, e posibil ca grâul să aibă o șansă suplimentară. Să ne uităm doar puțin la ceea ce se desenează aici, ar putea fi un triunghi simetric foarte frumos. În mod normal, la formațiune de continuare, din punctul nostru de vedere, acesta ar fi și pattern-ul de data aceasta. Evident, dacă închidem sub linia inferioară, targetul trebuie proiectat în sens descendent, dar asta însemna o mișcare inițială către 818, jumătatea întregului target, dar probabil că grâul ar avea șanse ceva mai bune în perioada următoare să preia rolul de lider și să meargă odată cu străpungerea zonei superioare către 966. Să ne uităm puțin și la un grafic săptămânal, sau mai degrabă lunar, ca să evităm acele spike-uri care apar pe mod eronat pe acest grafic. Și să ne uităm la faptul că grâul este departe de maximele record. Este drept, nici condițiile de ofertă nu au fost atât de dezavantajoase, ba chiar a fost mai mult mai rezonabile de acum câțiva ani. Dar cu toate acestea, există tehnic o șansă mai bună pentru grâu în perioada următoare decât pentru porumb. Acestea sunt informațiile curente integrate deja în prețuri.
Probabil că o alunecare în această regiune și un rebound ar fi pattern-ul cel mai interesant de urmărit. Apoi, la o închidere peste linia superioară, peste 923, ne uităm către 937, 966 și ulterior 1010. Aici, din punctul nostru de vedere, se pot adopta două abordări. Se pot aborda două atitudini. Una dintre ele ține de poziții investiționale pe termen mai lung, poziții foarte mici, cu stop loss-uri mai largi. O altă atitudine ar fi de poziții dinamice, atunci când există semnale tehnice foarte puternice, dar stop loss-ul să fie întotdeauna acolo și să fie acceptabil ca și risc, fiindcă în cazul în care tranzacția nu iese, nu e nicio problemă, dar atunci când o tranzacție pe grâne se mișcă în direcția corectă, satisfacția este foarte, foarte mare. Bun, noi o să mai acoperim primatele noastre și ceea ce se întâmplă în acest complex. Dacă există evenimente majore, mă bucur că există interes pentru porumb, pentru grâu. Din punctul nostru de vedere, sunt instrumente cu un caracter specific, dar pentru care informațiile iată nu sunt atât de diverse și de complicate cum sunt pentru euro sau pentru dolarul american. Aici e mult mai simplu și tranzacțiile pot să fie satisfăcătoare. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Dacă mai sunt întrebări sau sugestii, adresa mea de mail este claudiu.cazacu@rondxtb.ro. Eu vă doresc o săptămână reușită și cât mai bună, cu zâmbetul pe buze și cu verde în cont. Toate bune, la revedere!